Unul dintre cei care au marcat în poarta Greciei a fost Iulian Cojocaru. Contactat de echipa noastră, tânărul jucător ne-a povestit despre emoțiile trăite după unul dintre cele mai importante goluri ale carierei. Am primit mai multă încredere în mine, simțeam că pot mai mult. Aveam emoții pozitive, îți dai seama. Marchez primul gol, era echilibrat meciul. Iulian consideră că noul format al preliminariilor tur și retur oferă naționalei noastre un avantaj important în vederea calificării. Avem șanse mult mai mari, deoarece s-a schimbat puțin și formatul. Nu se mai joacă, înainte aveam 4 zile, 3 meciuri și era extrem de greu. Acum ai văzut, ieri a fost echilibrat, mult s-a alergat, mult efort de pot. Uite, avem 3 zile să ne gândim deja la următorul meci și asta e o șansă foarte mare. În partida contra Greciei, Iulian Cojocaru a avut misiunea grea de a compensa absența lui Cristi Obadă, care a lipsit din cauza accidentării. În vârsta de 20 de ani, Iulian evoluează la clubul românesc United Galați, unde este coleg cu două dintre vedetele echipei, Sergiu Tacot și Constantin Burdujel.